Avertismentul pe care Adrian Țățuianu l-a dat primărilor localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară n-a fost unul în van. Conducerea ADI a elaborat câteva hotărâri categorice, ale căror prevederi au fost discutate în plenul ședinței din 24 iulie și care forțează localitățile să facă plăți și să adopte acte administrative fără consultarea consiliilor locale. În primul rând, unitățile administrativ-teritoriale care înregistrează datorii sub formă fie de contribuție, fie de cotizație suplimentară, au fost obligate să facă rectificări bugetare pentru plata acestor restanțe, rectificări ce vor fi realizate doar cu votul consilierilor locali. Vreau să vă rog pe toți să lăsăm dracului trecutul ăsta așa cum este, că nu te îmbogățești tu că plătești cu 100 de milioane mai puțin. Terminăm odată cu trecutul ăsta și încercăm să ne uităm un pic spre viitor. Eu pot fi de acord că tu ai dreptate, după aia vine Năstase și îmi spune și el că i-a calculat taxa pe număr de pisici și nu pe număr de gospodării. Mai vine, nu știu, primarul de la Produles și îmi spune și el că i-a numărat câinii și nu pisicile și ajungem de nu ne mai înțelegem unii cu alții. Hai să luăm lucrurile astea ca fiind o chestiune care ține de cum s-a derulat programul. Să ne plătim sumele și să terminăm discuția asta. Mai mult, a fost stabilit și un termen limită, 30 august, până la care localitățile trebuie să-și plătească datoriile, altfel riscând să fie acționate în instanță de chiar conducerea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. Președintele Adrian Țuțianu a părut cel mai hotărât că aceasta este calea de urmat și chiar i-a îndemnat pe primar să voteze o hotărâre care, în următoarele zile, poate trimite în faliment multe localități dâmbovițene. Au timp, n-au decât să facă o acțiune tip, și să-i pună cifrele de la fiecare unitate administrativ-teritorială. Vă supun aprobării acest proiect de hotărâre. Cine-i pentru? E neredactat. Mâna sus! Mulțumesc! Împotrivă! Nimeni? Unanimitatea a fost aprobată. Când am zis mâna sus, era un îndemn la atenție, nu era altceva.